cum vedeți meciul de luni cu Astra? Păi, ca orice meci cu Astra va fi unul dificil, pentru că am văzut Astra și cu Alexa și ne-am dat seama că este o echipă care are o anumită agresivitate în mijlocul terenului, sunt bine organizați și toate echipele lui Alexa sunt la fel. Sunt foarte disciplinați tactic și încearcă să nu dea spații adversarului, ceea ce, bineînțeles, ne face pe noi să ne gândim cum putem să deschidem o echipă de acest gen. Va fi nevoie să avem răbdare, va fi nevoie să facem atacuri poziționale foarte bune și mult mai eficiente. Și bineînțeles, trebuie ca pe tranziție negativă să fim foarte atenți, pentru că sunt foarte buni pe atac rapid. Asta nu înseamnă că Astra este o echipă care doar se apără. Asta este o echipă care știe să atace și are armele ei în atac. În mare, ce pot să vă spun este că Mister săptămâna asta a încercat să lucreze la tot ce înseamnă minusuri pe care le-am avut în ultima perioadă și să dea coordonatele pentru acest joc, pentru a putea câștiga jocul. Sunt probleme de loc? Deocamdată nu. Sperăm să rămână așa. Bred. În afară de Bred, da, bineînțeles. Dar e vreo șansă ca Keita, Casa, s-au antrenat normal? Sau... Ei s-au antrenat normal, sunt mult mai bine. Acum depinde de Mister Cerlot, va dori să deplaseze la Giurgiu, dar nu sunt 100%, dar pregătiți, dar sunt în regulă, deci pot juca. Și Riva la fel? Da, da. Cât de importantă e absența lui Valiber? Păi, în primul rând, cred că în orice situație periculoasă de atac a Astrei a existat Alibek și cred că este jucătorul care a făcut meciuri, zic eu, extrem de bune. Nu mai vorbesc că a marcat și goluri, a pasat decisiv, eu cred că este jucătorul Astrei, cel mai decisiv jucător al Astrei, este clar. Cred că e cel mai bun jucător vârf de atac din campionatul nostru. Sunt două meciuri fără înfrângere, fără victorie. Da. E momentul să... Aici vă spuneam că Mister a încercat să facă tot posibilul să repare ce am greșit în aceste zile și să revenim din nou cu victorie de la meciul de luni. Deci, în momentul să vină și un meci fără gol primit, a fost, din păcate, acolo, a fost și pe final de meci de fiecare dată. Da, asta ne dorim. De asta v-am spus că s-a lucrat foarte mult să nu mai facem greșelile pe care le-am făcut. Știm care sunt minusurile noastre. S-a făcut o analiză foarte clară și sperăm să nu mai greșim și, bineînțeles, să venim cu o victorie. Dacă se poate și fără gol primit, e perfect. Două calificări bune pentru fotbalul românesc, CFR, CSP. Este, bineînțeles, un lucru pozitiv. Trebuie să îi felicităm, să ne bucurăm, pentru că are de câștigat fotbalul românesc și tot timpul cred eu că nu mai contează rivalitatea dintre echipe. Tot ce s-a întâmplat este extraordinar pentru România și sperăm să fie în continuare, pentru că fotbalul românesc are nevoie de performanță. De la FCSB n-a mai venit nicio ofertă? Haide să vorbim, să vorbim. Cred că s-a discutat și s-au spus toate la momentul respectiv. Cred că, după cum știți, vrem să câștigăm fiecare meci, este foarte important și trebuie să rămânem conectați la ce avem de făcut. Urmează primul meci, este cel mai greu și vrem să ne concentrăm pe tot ce înseamnă meciul de luni, pe Astra și să ne putem apropia victoria.